Sute de turiști au venit în acest weekend în Parcul Natural Bucegi, la Babele, un punct de referință din turismul prahovean. Este uimitor câți oameni au reușit să urce în primul weekend fără ploaie, după foarte, foarte mult timp, într-un peisaj superb. Sunt oameni de toate vârstele, de la copilași de câțiva anișori până la 70 și ceva, 80 de ani, într-un traseu care nu este foarte dificil. Dacă reușiți să ajungeți până la Piatra Arsă cu mașina, de acolo cam o oră și jumătate până la Parcul Național Bucegi, la Babele. Și credeți-ne, chiar merită pentru acest peisaj să faceți un mic efort. Aici, de la Babele, pe un traseu nu foarte dificil, se poate ajunge la vârful Omului. Este un traseu de aproximativ 2 ore și jumătate de mers susținut. Se pare că sunt foarte mulți care se încumetă să-l parcurgă. Sunt și ceva nori. Însă, din câte am văzut noi în prognoză, slabe șanse să plouă și dacă plouă, turiștii se vor adăposti undeva în zonă la cabana Babele. Nu știm unde se adăpostesc Babele, dar sunt obișnuite de atâta timp. Așadar, o invitație pentru weekend. Credeți-ne, chiar merită să parcurgeți acest traseu.